Bună seara celor care au ajuns deja la al doilea moment al serii. Continuăm cu Angelo Mitkiewicz și Ioan Stanomir. Fiecare are un titlu propriu al intervenției publice și ne-au promis și un dialog. Desigur, așteaptă întrebări și din partea dumneavoastră. Angelo Mitkiewicz, Diavolul ca tânăr ideolog, trădarea cărturarilor, dumnealui începe, și Ioan Stanomir, Pactul cu răul și reinventarea identității, cazul Camil Petrescu. Mulțumesc! Bună seara! În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Cătălin Lazurca pentru invitația care ne-a făcut-o, ocazionând astfel și întâlnirile destul de rare pe care le avem cu prietenii mai vechi. Ne-aș vrea ca trecerea mea de la lumină la întuneric într-un fel să fie atât de brutal, așa că aș încerca să o introduc printr-o mică poveste pe care nu aveam de gând să o spun, dar care e în tonul, puțin în tonul prelegerii anterioare și care vine dintr-un film intitulat Sauna, unui regizor finlandez. Două personaje, sunt doi militari, unul este de un rang mai înalt, discută și la un moment dat unul îi spune, începe să spună o poveste și povestea sună așa, există un împărat foarte, foarte puternic care își cheamă la un moment dat la el arhitectul. Probabil că avea mai mulți arhitecți, dar în mod cert unul era socotit genial. Și spune, uite la ce m-am gândit, vreau să-mi faci un oraș cu totul și cu totul din aur. Arhitectul se uită și spune, Maria ta, știți, dar chiar dacă am strânge tot aurul din împărăție, tot nu am avea destul ca să vă construiesc orașul pe care îl doriți. Dar eu v-aș propune altceva, să vă fac un oraș din noroi. Din noroi s-a mirat împăratul. De ce din noroi, spune? Pentru că noroiul este pecetea, spune el. Urma, acolo unde lucrurile se întâlnesc, amintirea, acolo unde două ființe s-au întâlnit. Împăratul este întâi uimit, după care este încântat de, nu neapărat de noutatea materialului, cât de ingeniozitatea arhitectului și este de acord ca orașul să fie construit din noroi. Aici personajele se opresc și cel mai naiv întreabă, și unde e orașul ăsta? Iar povestitorul îl întreabă la rândul lui, tu unde locuiești? Povestea este mai puțin despre lumină, este o poveste despre noroi, dar despre un noroi cu totul și cu totul particular. Și pentru că, într-un fel, a urmat această trecere într-o gradație diminutivală, aș începe cu reflexia pe care ne-a propus-o chiar Cătălin Lazurca, printr-o serie paremiologică, care ne scrie într-un fel în reflexul mentalitar al culturii și civilizației românești, și anume, cunoaștem bine expresiile, dacă nu chiar le folosim, răul, tot răul spre bine, rău e cu rău, dar mai rău e fără rău, nu e dracu așa de negru? Frate cu dracul ca să treci puntea? Și altele de felul acesta. Foarte interesant, pentru că în acest orizont cu tumiar de reflecție avem o ambiguizare a relației noastre cu răul și avem, de fapt, un fel de spirit tranzacțional care face din rău o monedă curentă cu care creiem și cele mai simple, cele mai modeste relații. Este noroiul, ca să spunem așa, din parabola anterioară, care ne ține aproape. Paradoxal, ne dă chiar o dimensiune a solidarității noastre. Mai mult decât atât, sentimentul pe care îl avem este că mai bine este un rău mai mic, un rău mai mic este chiar sensul unei respirații în cotidian, pentru că răul mai mic împiedică un rău mai mare. Cu răul mai mic te poți obișnui, este tolerabil,
în anumite situații este chiar avantajos, dacă știi să speculezi. Pentru noi avem acest comerț profitabil cu răul și lucrul acesta este reflectat deopotrivă în literatura populară, cât și în literatura noastră. Dovadă că un Chirianul al lui Caragiale constată, de fapt, diavolul transformat în Chirianul, constată că răul este mai puternic în lumea oamenilor și că, paradoxal, răul pe care îl reprezintă este unul mult mai modest. Oamenii sunt mai versatili și mai abili în a face răul decât chiar diavolul. Foarte interesant și aici, evident, că o bună parte am pomenit Chirianul, am pomenit pe Caragiale, spiritul acesta unui rău, a unui spirit tranzacțional, unui rău mai mic, unui rău negociabil, de fapt, este ceea ce, într-un fel, constituie o notă definitorie. Numai că peste acest rău mai mic vine la un moment dat un rău mai mare, care este și titlul, stă în titlul conferinței mele. Și pentru că se există o continuitate, surprinzătoarea replică a unul dintre primii ideologi marxiști de la noi, Bellu Zilber, avea să asocieze cele două rele în ceea ce avea să fie construcția comunismului în România. Și spune el, în România socialismul poartă peceta lui Yves Stan și Ile Caragiale, virgulă, ctitorul României moderne. Fraza evident are o doză de ironie, Bellu Zilber era ironic. Același spirit tranzacționat dispus la vaste complicități care reprezintă foarte bine caracterul lui Bellu Zilber, dublul alunecos s-a autointitulat chiar el, vine în contact cu ceva ce este mult mai puternic decât își putea imagina. Iată, Caragiale poate sta în această construcție, reprezentând, dacă vreți, acest spirit versatil al răului mai mic, alături de unul considerabil, sigur că nu este numit rău. Prin Yves Stalin însă avem o dimensiune a ceva ce România nu mai cunoscuse până atunci, în niciun caz într-o formă totalitară, totală mai precis, relativ într-o formă periferică, diminuată, caricaturală, în ceea ce a însemnat stânga românească, iertați-mi afirmația, de la Trădarea Generoșilor până la intrarea în subterana minusculului grupuscul care a alcătuit Partidul Comunist din România, desființat în 1924 și purtat de diverse valuri adânci în subterana politicii românești. Cele două orele se întâlneau. Bellu Zilber era un om al unei mentalități vechi. Credea că ele pot colabora. Ele n-au colaborat, în fapt, decât parțial. Răul cel mare, nu numai că l-a înghițit și l-a metabolizat pe cel mic, dar a devenit, practic, modul de viață, stilul de viață, felul de viață al României în următoarele decenii. Ideologia ca atare, o combinație stranie dintre credință și știință, dar ne fiind nici credință, nici știință, Alain Besançon spune că, de fapt, este prin analogie, prin echivalent simbolic, nu prin influență simbolică, ceva similar unei gnoze. Augustin Ioan a vorbit la un moment dat de gnoză. Gnoza care exteriorizează răul, pentru gnoză răul nu este ceva intern. Este un principiu, cum este și binele, ambele principii se află într-o relație dialectică, singurul mod de a le separa, de a discerne, este cunoașterea, pentru că asta înseamnă gnoza. Deci cunoașterea, ideea propriu-zis, este cea care te ajută să discerni. Ideea nu este o idee, însă morală. Nu despre morală, cunoașterea morală este vorba. A doua anecdotă pe care trebuie să vă spun ne introduce în miezul a ceea ce ține de ideologie și de ceva ce ea construiește implicit, și anume o conștiință aparte,
O a doua etică îi va spune în 1920 filozoful maghiar Gheorghe Lukács. Practic, o altă dimensiune în care răul vom vedea că se înscrie într-un mod aproape natural. Este, iarăși, este un rău cu totul și cu totul particular. Nu este unul, care putea, cu care se poate negocia. În anii 20, jurnalistul francez foarte cunoscut, Henri Perrault, era în partea dreaptă a eșichierului ideologic, politic francez, călătorește în Rusia și scrie o carte, Ce que j'ai vu à Moscou, ce am văzut la Moscova. Era, tipul ăsta de titlu era foarte, în epocă, foarte popular. Toți doreau să vadă ce se construiește, de fapt, în Uniunea Sovietică. Ce a reușit, ce imperiu a reușit să ridice o ideologie revoluționară proferată și profesată de Lenin și de cercul său, revoluționar. Într-unul dintre momentele oarecum privilegiate, aflat în casa unui medic celebru care nu era un ideolog direct, dar a legat prin, probabil prin relații de rudenie de aparatul politic, îl întâlnește nici mai mult, nici mai puțin decât pe Felix Dzerzhinsky. Cine nu știe cine este Felix Dzerzhinsky, trebuie să vă spun că este tot un arhitect, dar este arhitectul unui sistem diabolic al poliției politice sovietice, în prima fază numită CECA, avea să devină NKDV, KGB, FSB și probabil că cine știe, poate în viitor își va schimba numele. Îi se potrivește foarte bine, probabil, termenul cu care Iisus numește demonii și anume legiune. Felix Dzerzhinsky a imaginat acest sistem. Era un ideolog. Un ideolog și, în același timp, un revoluționar, fără niciun fel de rest. O să vă vorbesc imediat puțin, o să vă vorbesc despre ce înseamnă ideolog și revoluționar, dar anecdota introduce foarte bine acest subiect. În acest salon unde le întâlnește Perrault, plin de oficialități, Dzerzhinsky nu se afla cu... se afla cu o problemă foarte serioasă, pe care francezul o află. Într-una din zile, sosindu-i un lot de oameni pe care avea să-i condamne la moarte, pentru că erau burghezi, nici mai mult, nici mai puțin, în fața lui se află o femeie în vârstă, care, speriată, îi imploră mila. Îi cade în genunchi, îl roagă să o cruță. Dzerzhinsky nu are niciun fel de problemă, o trimite la moarte. Faptul nici măcar nu are importanță în economia poveștilor. Nu este un fapt asupra căruia reflectează, pentru că un adevărat ideolog sovietic nu are, propriu-zis, acea conștiință morală, a abandonat-o complet. Asta este un mod de a se reinventa. Problema nu este aici. Problema vine din altă direcție și este una tehnică. Femeia avea asemănarea chipul mamei lui. Nu fusese un impediment pentru Dzerzhinsky. Încă o dată, acest lucru nu conta. Dar ceea ce conta este că începuse să o viseze. Problema fiind tehnică, ea trebuia rezolvată cu un doctor. Doctorul cel mai bun îi era la dispoziție, iar Dzerzhinsky spune, doctore, fă-mă să nu mai am vedenia asta. Dă-mi ceva, un medicament. Nu vreau să o mai văd. Nu pot să dorm noaptea. Povestea se încheie aici. Perrault este amuzat și terifiat în același timp, dar putem vedea un clivaj foarte important care definește foarte bine ceea ce a însemnat ideologia sovietică și nașterea omului nou ca revoluționar în economia aceasta a noi forme de putere. Dzerzhinsky nu are o problemă cu conștiința. Propria conștiință nu-i dictează și o spune, eu spune medicului, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș proceda la fel. Conștiința lui nu-i spune absolut nimic. Conștiința revoluționară îi spune foarte clar că a făcut bine ceea ce a făcut, dar există un rest în toată povestea asta. Restul ăsta nu știe să-l acomodeze, nu știe să-l dizolve, nu știe ce să facă cu el. Expresia lui este un vis cu repetiție, sub forma obsesiei și probabil că în
sinea lui, Dejinsky se simte că a trădat cumva revoluția. Ei bine, acest rest care reprezintă, de fapt, nu este un rest, nu este un minim, reprezintă, de fapt, întreaga noastră dimensiune umană, este ceea ce ideologia încearcă cu orice preț, ideologia sovietică încearcă cu orice preț să elimine. Ideologul ca tip de om ne atrage atenția, de exemplu, Alain Besançon, o ia înaintea ideologiei, adică el se ivește ca ficțiune înainte de a deveni realitate. La fel, Lenin visa partidul înainte ca partidul să se nască. Ce te ajută să visezi? Ce a ajutat pe Lenin să viseze? Ce îl împiedica pe Dzerzhinsky să scape de acest vis? Practic tot o formă de vis, dar una transpusă în literatură. Este vorba de câteva cărți care creează profilul, configurează acest profil al ideologului ca revoluționar. Este vorba de Catehismul revoluționar al lui Bakunin și este vorba de romanul Cei de făcut al lui Cernășevski, apărut în 1863. Cel de-al doilea a apărut în 1871. Deci ne aflăm într-o Rusie finiseculară, unde un om foarte vârstnic se îndrăgostește aproape de un tânăr scelerat, pe nume Neachaev, care nu își propune nici mai mult, nici mai puțin decât să distrugă orice formă sau întreaga formă de cultură și civilizație rusească. Revoluția pe care el o propune nu seamănă cu revoluțiile tradiționale, pentru că o revoluție tradițională visează să înlocuiască un sistem, să înlocuiască niște oameni. O revoluție pe care o preconizează, deopotrivă în aceea, Bakunin și ideologia care le alimentează, este ceea ce grecii numesc ca o formă de apocalipsă, ekipirosis, ardere totală, adică distrugerea ultimului, ultimei celule, ultimei picături, fărâme dintr-o societate. Ei își imaginează că pot să reconstruiască de la zero după o asemenea distrugere. Sigur, putem să realizăm cât de improbabil e acest lucru, dar trebuie să realizăm totodată că ei credeau atât de mult în acest lucru, încât cei care îi vor urma vor încerca să pună în practică această doctrină, cu deosebirea că elementele constructive sunt mai bine pozate. Cernășevski inventează primul, poate după Bakunin sau înaintea lui Bakunin, temporal vorbind, istoric vorbind, primul revoluționar, primul om care este deopotrivă construit după o structură ideologică. Deci constructul încarnează nu o idee, ci încarnează practic o ideologie. Rahmetov este acest erou. Cei de făcut e un roman, aș spune, modest, ca să nu spun prost, dar este cel care a influențat într-o asemenea măsură pe revoluționarii ruși ulterior, începând cu Lenin, încât vrând nevrând el dă forma, conturul lumii care urma să apară. Și acest Rahmetov este un declasat, este bine dintr-o familie aristocratică și își propune să se autoeduce într-un spirit care să aducă revoluția. Își propune să devină, prin asceză, să-și întărească puterea, dar puterea lui Rahmetov constă, în primul și în primul rând, în renunțarea la toate acele date definitorii ale naturii noastre umane. La dragoste, la prietenie, la afect, de orice formă ar fi. Într-un fel, misiunea lui este a călugărului. Doar că în locul lui Dumnezeu, căruia toate aceste eforturi îi erau dedicate din partea unui călugăr, stă revoluția. Mai mult decât atât, morala pe care o presupune și o propune Rahmetov este una care elimină, rupe cu totul cu morala obișnuită. Prietenia nu mai este prietenia, pentru că singurul lucru asemenea noroiului din povestea inițială care adună doi oameni este o formă stranie de solidaritate care presupune, de fapt, utilitatea unei relații în atingerea unui ultim scop, și anume revoluția. Dacă relația este utilă,
ea poate continua. Dacă este inutilă, prietenul, între ghilimele, tovarășul de drum, poate fi sacrificat oricând. Toți revoluționarii care au venit după, crescuți în acest spirit, l-au aplicat. Dovadă că în societățile acestea revoluționare au ajuns să se autocanibalizeze într-un mod dramatic. Exemplul paradigmatic este cel al lui Stalin, care își ucide sistematic, își elimina sistematic oamenii care au stat alături de el în construcția sistemului sovietic. Unul câte unul, până la ultimul. Rămânând evident singur pe scenă și continuând acest procedeu de purificare, dacă vreți, de epurare permanentă. Întrebarea este, ce se întâmplă când acest obiect straniu, acest OZN, am putea spune, intră în lumea românească după 23 august 1944, într-un ritm accelerat și în mod devenind sistematic, în 1948. În mod evident, e un corp străin care a fost prost primit, pe care un organism vulnerat, într-adevăr, a încercat să-l elimine din toate puterile, fără să reușească. Cele două întrebări la care, de fapt, singura întrebare, și cu asta vreau să închei, ca să-i las colegului și prietenului meu în spațiu pentru propriul lui discurs, nu dacă experimentul a reușit, ci dacă noi am avut revoluționari în sensul ideologic, în sensul menționat de această construcție sovietică. Răspunsul, dincolo de importul propriu-zis al câtorva ideologii de profesie, unor revoluționari de profesie, situația ne lasă într-un fel să înclinăm către un răspuns negativ. Panaiti Stratic, când vizita Rusia sovietică în 1929, a rezultat un 27-29, ca să fiu precis, în 29 apare spovedanie pentru convinși, este atât de speriat, atât de oribilat de ceea ce vede și nu i s-a arătat decât foarte puțin, încât arată cumva cu degetul, spune, le péril est en vous, pericolul e în voi, arată cu degetul spre acești revoluționari ideologizați. Și spune el, cel care ajunge la revoluție prin teorie, tot prin teorie iese de acolo. Bun. Există două cazuri, nu vă pot aduce decât două cazuri, prezentate foarte pe scurt. Unul, o întrebare, o interogație fundamentală o lansează, am plecat de la aceste cu interogațiile de la Roman, mă întorc la Roman, romanul lui Marin Preda, Moromeții II. Deci, o întrebare foarte simplă, poate fi țăranul revoluționar? În urma unui curs, a unei inițieri, a unui proces chiar de metanoia, poate să se transforme țăranul într-un revoluționar? Știm foarte bine că Lenin nu avea, Marx în primul rând, Lenin i-a urmat, considera clasa țărănească una reacționară și cu care nu se poate face revoluție. Ei bine, romanul ne arată un Nicolae care, pe fondul unui conflict oedipian rău lichidat, încearcă să se ralieze la noua religie, pentru că el o tratează în termeni religioși, lumea din care provine este religioasă, nu are altă dată, astfel încât devine un activist, el devine un activist așa cum un popă se răspopește, dar rămâne într-un fel legat chiar prin insulta de icoanele care le-au pus în genunchi. Rezultatul este un eșec, ne spune Marin Preda. Nicolae, în cele din urmă, vine activistul care era, nu continuă. Ceva se prăbușește în el. Dar avem și o altă interogație cu privire la un alt individ, și anume un burghez, după toate datele caracteristice. Poate deveni el un revoluționar? Cazul este prezentat de o cu tot o altă manieră în cartea lui Petru Dumitriu, Cronică de familie. Este vorba de un fiul unui fruntaș politic
social-democrat, atenție, bolșevicii și menșevicii, această relație problematică era articulată pe un model maximalist față de un model minimalist. O luptă între cele două, nu sub raport ideologic, ci sub raportul puterii între cele două dimensiuni, pentru că social-democrații nu erau revoluționari în sensul sovietic. Acest tânăr se revoltă împotriva tatălui și ne aflăm în 45, trece de partea comuniștilor cu arme și bagaje, pune toată credința în partid, devine un ideolog, citește cărțile esențiale ale doctrinale și în cele din urmă situația este una a succesului, el ajunge în ierarhiile cele mai înalte ale partidului, cele mai rarefiate. Exista un model în epocă al lui Gusni Garner. Paul Cornan îl spunea. Gusni Garner făcuse ceea ce făcuse acest tânăr Ionel Varlam, și anume directorul, tatălui era directorul Astrei, un om putred de bogat, care vrea să-și ia fiul peste graniță, știe ce va urma, înțelege ce va urma, dar fiul cu orice preț vrea să rămână alături de tovarășii lui. Ceea ce și face. Tatăl pleacă, fiul rămâne, numai că dosarul lui este scos, îi se spune că este burghez, este dat afară, era asistent universitar din universitate și mai rău, lucru cel mai rău, pe vremea respectivă, îi se retrage carnetul de partid, ceea ce însemna în acel context o pestiferare, o aruncare la, în zonele, în bolgile societății. Asta se întâmplă în mod real, în ficțiunea lui Petru Dumitriu. Această formă, sau această deformare, dacă vreți, putem să-i spunem o asceză fără transcendență, pentru că există în acest ideologi revoluționari acest lucru, un metodism al impersonalității, un mod de a nimici în tine tot ceea ce este uman, reprezintă un rău atât de mare cu care probabil că cetățenii românii care au trăit în aceste decenii au încercat pe diverse căi să negocieze în același spirit tranzacțional cu acea strategie cu care negociaseră cu răul mai mic. Rezultatul a fost că răul cel mare nu a fost în niciun caz îndepărtat. Răul cel mare și-a cucerit poziții de rezistență, a creat reflexă mentalitară. În anumite situații, chiar dacă n-a creat acel om al lui Cernășevski, într-adevăr, prototipul, idealul, a creat forme mutante ale lui și, practic, a falimentat această formă de negociere cu răul mai mic. Sunt situații în care negocierea este imposibilă, compromisul nu se poate face și este în mod clar că una dintre aceste situații a fost această încercare de negociere cu ideologia sovietică, cu comunismul. Am ieșit prost din această negociere. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! E într-un fel un privilegiu că voi vorbi după Augustin Ioan și după Angelo Mickiewicz, două personalități pe care le prețuiesc și fiecare a ilustrat un tip de registru și un tip de problematică. Și ascultându-l pe Angelo mă gândeam cum aș putea eu să vă introduc în problemă și să vă provoc într-un fel, pentru că dacă nu provoci, până la urmă prezența ta este inutilă. Angelo făcea referire la revoluționarii ruși și la tradiția lor și avea dreptate să îl evoce pe Cernușevski, care dă și titlul uneia dintre lucrările fundamentale lui Lenin, ce de făcut. Romanul lui Cernușevski este un roman îngrozitor de prost. Angelo a fost politicos, dar cu siguranță contemporanii nu l-au citit prin vila estetică. Un roman de cu totul altă factură, îngrozitor de bun și îngrozitor de neniștitor, este Demonii lui Dostoevski.
Dostoevski însuși este îngrozitor de îngrozitor de îngrozitor, aș putea spune, pentru că este una dintre acele personalități de care nu știi cum trebuie să te apropii. Are fațete angelice și are fațete demonice. Și în demonii lui Dostoevski se află probabil una dintre anticipările cele mai nuanțate și profetice ale comunismului. Este vorba de celebrul personaj Shigaliov, despre care Vladimir Tismenanu vorbea evocând acest concept de shigaliovism. Și e interesant pentru că shigaliovismul ne permite să înțelegem de fapt de ce nu se putea negocia cu acest tip de rău comunist. Filozofia lui Shigaliov, Shigaliov fiind un psihopat metodic din acest oraș rus imaginar descris de Dostoevski, este una deosebit de simplă. El dorește să instituie egalitatea absolută, aducând pe toți la cel mai mic numitor comun. El spune aproape textual, nu vor mai exista genii pentru că noi vom face ca aceste genii să dispară, le vom stârpi în fașă. Dostoevski știa ce spune în momentul în care scrie aceste lucruri, pentru că el însuși provenea din aceste medii de radical ruși, după care s-a schimbat la față și a devenit la fel de intransigent un reacționar șovin și antisemit. Acestea sunt lucruri pe care de obicei evităm să le spunem despre Dostoevski, faptul că era unul dintre cei mai aprici antisemiți ruși. Și rușii, să-mi ierte Dumnezeu, aveau o tradiție însemnată în materie de antisemitism și iată, remarca Rusia ca antisemit însemna o performanță, evident, nu una neapărat lăudabilă. Așadar, comunismul are această vocație maximalistă despre care vorbea Angelo și în raport cu el negocierea este aproape imposibilă. Și aici ajung la justificarea cazului pe care mi l-am ales, cazul lui Camil Petrescu. Angelo s-a întrebat dacă noi avem revoluționari. Și există, poate uitați, scritor revoluționar precum Alexandru Sahia, provenit, interesant, tot din acest mediu ecleziastic. El traversează un proces din creștin, devine comunist și vede în creștinism ceea ce nu a putut vedea în biserică. Camil Petrescu, cu siguranță, nu este Alexandru Sahia. Și cazul lui este profund diferit. Pentru că îl separă de Alexandru Sahia educația și geniul. Dar, paradoxal sau nu, în perioada de după 1948, cei doi ajung să ilustreze același tip de literatură. Și întrebarea pe care ți-o pui în momentul în care ieși din liceu și descoperi acest Camil Petrescu din ultimul deceniu de viață, 47-57, este totuși cum se poate ca o personalitate să accepte nu doar să se prostitueze, dar să și desfigureze propria sa operă. Acesta este unul dintre fenomenele cele mai interesante în literatura românească și în literatura central și est-europeană, ca și cea sovietică, această autodesfigurare a autorilor. Pentru că Angelo vorbea de această tradiție sovietică, în centrul ei se află realismul socialist, care e, de fapt, calchiat pe o formă desfigurată artului Maxim Gorki. Paranteză fie spus, Maxim Gorki nu era într-atât de simplu și de simplist pe cât îl prezentau sovietici. Dar ei au redus din Maxim Gorki esența esenței și au inventat realismul socialist ca artă angajată. Or, realismul socialist, atunci când vine în România după 1947-48, are nevoie de artiști care să-l ilustreze. Și vor fi tineri și vor fi maiștri. La tineri este mai ușor pentru că acționează instinctul de parvenire. Cu maestrii lucrul este mai complicat pentru că în cazul maestrilor trebuie să aplici o strategie dublă de înfricoșare și de cooptare. Înfricoșare pentru că le aduce aminte maestrilor de lucrurile pe care le-au scris în trecut și care în multe cazuri sunt imposibil de reconciliat cu logica comunistă, și de cooptare pentru că le oferă maestrilor ceea ce orice maestru autentic dorește să aibă, o viață sănătoasă, o viață creativă și sentimentul că este respectat. Este un pact faustic într-o variantă foarte ușor de înțeles. Și așa se întâmplă că realismul socialist din repere se umple de maestri. Un maestru devine chiar șef de stat, este vorba de Mihail Sadoveanu, și fiecare maestru își ocupă, ca la teatru, poziția în funcție de
cantitatea de mărșăvie și de ticăloșie pe care o putea pune la dispoziția regimului. Evident, în acest panteon, Sadoveanu este centrul, pentru că Sadoveanul avea oricum o poziție canonică specială în literatura interbelică și recrutarea lui a fost o lovitură de imagine pentru comuniști. Și este interesant că și Camil Petrescu, deși estetic este extrem de deosebit de Sadoveanu, ajunge să locuiască în acea zonă a realismului socialist. Și în momentul în care m-am gândit despre ce v-aș putea vorbi dumneavoastră, am încercat să pun față în față pe Camil Petrescu, așa cum îl cunoaștem noi din lecturi și din studii, fie că înseamnă liceu, fie că înseamnă facultate de litere, și pe acest Camil Petrescu de după 1947, despre care de obicei alegem să tăcem. Pentru că dacă facem un exercițiu de interogare elementară, veți remarca că foarte puțini dintre românii educați știu ce a scris Camil Petrescu după 1947. Cel mult își aduc aminte că a început să scrie și nu a terminat un roman gigantic, Un om între oameni, pe care îl mai vedeți în anumite biblioteci, nemai fiind, după știința mea, reeditat în ultimii ani. Este, scuzați-mi expresia, o cărămidă aproape indigestă în care Camil Petrescu s-a îngropat în ultimii ani de viață. În rest este tăcere și se pune accentul pe reabilitarea și pe recuperarea lui Camil Petrescu în anii de normalizare ideologică. Și totuși Camil Petrescu a trăit 10 ani și întrebarea elementară este ce a scris în acești 10 ani. Și orice întrebare elementară are un răspuns elementar. Camil Petrescu și-a desfigurat propria sa operă, atât în calitate de prozator, cât și în calitate de dramaturg. Și Camil Petrescu, într-un fel, a traversat un proces similar personajului Wilde, personajul Dorian Gray, și a construit în față o mască care a cuprins practic toată turpitudinea și toată lașitatea. Pentru că ipoteza mea de interpretare este că în cazul lui Camil Petrescu nu se poate vorbi de entuziasm revoluționar. Se poate vorbi pur și simplu de raliere oportunistă din motive care țin de purul oportunism. Și am să vă ofer un argument care poate fi verificat, este un argument oferit de cineva care a avut o poziție specială în acel timp, Ovidex Rohmălicianu, care istorisește la un moment dat că l-a vizitat pe Camil Petrescu acasă la el și, dând la o parte rafturile de cărți, a dat și a dat de un raft de cărți care nu era întru totul vizibil, era mai la adâncime. Cum procedează românii tradițional în acea epocă, fie și ard cărțile, fie și le ascund. Și scotocind prin acel raft, a dat de o carte foarte interesantă, Procesele de la Moscova. Procesele din epoca Marii Terori. Ceea ce dovedește practic că în cazul lui Camil Petrescu nu se putea spune că nu se știa. Camil Petrescu avea o cultură, s-ar putea spune astăzi, politologică mult superioară contemporanilor săi, scrisese și eseul despre nouocrația, așa încât nu-l putem bănui de naivitate. În schimb, îmi cer scuze pentru formula care s-ar putea să vă șocheze, îl putem bănui de ticăloșie. Iar această ticăloșie este cu atât mai teribilă, cu cât este o ticăloșie care îi desfigurează opera și, în timpul care rămâne, am să încerc să vă ilustrez aceste afirmații care pot părea repetitive, dar cred că avem nevoie de duritate în România pentru a ne raporta la trecut, astfel încât să avem capacitatea de a-i vedea pe cei care ne-au format în adevărata lor lumină. Să începem cu prozatorul. E interesant că, pe lângă acest roman uriaș și indigest, Un om între oameni, Camil Petrescu a scris texte de mai mică întindere, nuvelele. Repet, destul de puțin cunoscute astăzi pentru că nu au mai fost reeditate de ceva vreme. Și dacă te uiți cu atenție în aceste nuvele, observi că în cazul lui Camil Petrescu se produce o revenire a personajelor care l-au marcat. Este vorba de Latima și de Geruluscanu. Pentru orice român educat care a trecut printr-o școală elementară, Latima și Ruscanu reprezintă într-un fel ipostazele clasice ale problematicii intelectuale. Și interesant totuși cum îi face să reînvie Camil Petrescu. E o provocare. Totuși, cum îi faci pe Latima și pe Ruscanu să trăiască regimul comunist? Și este simplu. Făcându-i să anticipeze regimul comunist și să ilustreze teze ideologice care sunt aproape protocronice. În sensul în care, prin vocea lor, este ca și cum ar vorbi un secretar de partid. Și în momentul în care am citit aceste texte, este surprinzător și aproape
dureros fizic să constați că din personaje care sunt plurifacetate, poliedrice, Camil Petrescu a reținut, de fapt, un fel de imagine caricaturală și a transformat pe la Dima în criticul statutului intelectualului sub capitalism și pe Gelu Ruscanu în revoluționar socialist. Așadar, cum este evident, dispar orice fel de nuanțe și aceste personaje renasc, de ce? Pentru a face un rechizitoriu societății vechi. Și aici ajungem la problema intelectualului. Pentru ce era util Camil Petrescu regimului din repere? Tocmai pentru că el ilustra această capacitate a intelectualului vechi de a înțelege justeția cauzei comuniste și de a explica celor de azi de ce adevăratul regim care îi protejează pe intelectuali și care îi face să se împlinească este regimul comunist. Și așa se explică revenirea în proză a lui Ladima și Ruscanu, pentru că eșecul lor este contrazis de triumful de astăzi. Ceea ce Ladima și Ruscanu nu au reușit să facă atunci, intelectualitatea de astăzi o face acum. Și este un tip de proză pentru care îți trebuie foarte multă răbdare ca să ca să o duci până la capăt, pentru că este o proză care nu are nimic în comun cu proza lui Camil Petrescu de dinainte de schimbarea la față și e o proză care poartă titluri simbolice, de exemplu Turnul de Fildeș, celebra metaforă a intelectualului care se separă de mase și nu mai găsește decât foarte târziu sau deloc drumul spre schimbare. Acest este prozatorul. Foarte interesant este și dramaturgul, pentru că în cazul dramaturgului secvențele de timp sunt semnificative. Camil Petrescu își publică ediția definitivă de teatru în 47. Este una dintre ultimele apariții care e situată sub sigla Fundațiilor Regale. Sunt trei volume masive de teatru care se încheie cu atenta la falsul tratat pentru uzul autorilor dramatici. Este ediția canonică de teatru. După care, la un interval de câțiva ani, apar alte două piese care sunt ulterior tipărite în edițiile comuniste de teatru, Bălcescu și Caragiale în vremea lui. Ambele sunt interesante pentru că sunt texte dramatice ocazionale. Realismul socialist adora aceste producții dramatice cu caracter ocazional și celebrativ. Se împlineau niște ani de la o răscoală, produceai o dramă istorică cu personajele răscoalei respective. Și atunci, evident este faptul că un scriitor care a produs drame despre intelectuali, să ne gândim doar la Jocuielelor, trebuie să producă drame despre intelectuali în comunism. Și e natural. Asta era, cum s-ar spune, în fotbal, specializarul lui Camil Petrescu. Nu-l puteai reprofila de pe atacant pe fundaș. Era atacant, a rămas atacant, doar că, evident, echipa pentru care juca, ca să folosesc această formulă puțin stranie, s-a schimbat. Și este evident că alegerile nu sunt întâmplătoare. În 48-49 apare drama Bălcescu, din care se va desprinde Un om pentru oameni. De ce în 48? Pentru că tot în 1948 este și naționalizarea. Și atunci cum regimul de democrație populară se vedea pe sine ca fiind continuatorul regimului comunist, era foarte important să explice publicului de ce naționalizarea nu este un accident. Nu este expresia sovietizării, ci este expresia împlinirii idealurilor de justiție și de egalitate socială ale poporului român. Și cine era mai bine indicat să vorbească despre aceste lucruri decât Bălcescu? Și Bălcescu o face. Bălcescu lui Camil Petrescu pare că este scos dintr-o ședință de partid. Are un punctaj pe baza căruia se exprimă și are toate temele care trebuie atacate, inclusiv critica față de regimul burghezo-moșeresc. Există la un moment dat un pasaj în care Bălcescu pe patul de moarte explică unui interlocutor: eu nu voi reuși, dar alții, numindu-l pe Brătianu, nu doar că vor reuși, dar vor edifica un regim îngrozitor, nu-l numește burghezul moșeresc, dar se poate bănui de către orice spectator. A doua piesă este dedicată lui Caragiale. Evident, centenar, un moment festiv și dacă te uiți la această piesă cu atenție, ea acoperă, de fapt, toate temele clasice ale realismului socialist. Cum s-a suferit de către intelectualitate în regimul burghezo-moșeresc? Cum au fost împilați Eminescu și Caragiale de către Maiorescu? Apare și Maiorescu ca personaj și nu într-o postură măgulitoare. Maiorescu este o persoană care pare așa, care o țeapă în fund, este foarte rigid, este aulic,
îl descălește pe Caragiale, explică că nu este punctual, îi va spune, eu sunt o persoană importantă, nu trebuie să te aștept pe dumneata, dumneata ești un nimic, eu sunt o persoană importantă. Verosimilitatea nu este punctul forte al acestei piese, este greu să ne imaginăm că așa vorbea Maiorescu, dar trebuie să înțelegeți că așa vorbea Maiorescu în 1952 și asta se preda și se înscria în minți prin manualele școlare. Și că timp de un deceniu și jumătate a spune că ești maioreștian, era o cale foarte ușoară de a ajunge alături de alți maioreștieni la canal. Pentru că acolo era locul maioreștienilor, nu în amfiteatre, ci la locul de muncă în producție. Așadar, încheind, este important, cred, să avem proprietatea termenilor și să îi folosim cu anumită temeritate când este vorba de clasici. E limpede că drama lui Camil Petrescu nu a fost doar drama lipsei de curaj. Nu toți românii au fost eroi și nu există națiuni de eroi. Ceea ce Camil Petrescu, din păcate, nu a făcut, nu a fost să nu reziste, nu îi putem cere să fi rezistat. Ceea ce, din păcate, Camil Petrescu nu a putut să nu facă, este să nu tacă. În locul unei tăceri oarecum decente, pe care au îmbrățișat-o ca alternativă alți contemporani, el a ales să scrie. Și nu doar că a ales să scrie, dar a ales să scrie într-un mod care a reușit să îi desfigureze opera. Și paradoxal este că pe acest punct, cei doi Petrescu ai literaturii interbelice se întâlneau. Pentru că și Camil Petrescu, cât și Cezar Petrescu, au scris după 1947, cu voie de la stăpânire și apărând stăpânirea, amândoi au fost maeștri. Interesant este să amintim că dacă îl irita ceva pe Camil Petrescu în epocă, era să fie confundat cu Cezar Petrescu. Ironia faptului, ironia destinului este că regimul de democrație populară i-a așezat pe cei doi Petrescu, pe același raft, și fiecare era maestru în felul lui. Repet, este departe de mine gândul de a face execuția publică a acestui autor. Este un autor care pentru atâția dintre noi e inegalabil în ceea ce privește capacitatea de introspecție intelectuală, dar a spune că dezamăgirile sunt cu atât mai crude în momentul în care ele vin de la cei de la care avem așteptări. De la Alexandru Sahie este greu să ai așteptări estetice. Alexandru Sahie este Alexandru Sahie. Petru Dumitriu și Camil Petrescu sunt însă cazuri mult mai complicate. Este bine că Angelo l-a amintit pe Petru Dumitriu, pentru că în cazul lui Petru Dumitriu, geniul a fost geniul. Geniul a fost însoțit de o amoralitate absolută. Și cu siguranță paginile lui Petru Dumitriu sunt cu mult mai îngrozitoare și cu mult mai abjecte, dacă îmi permiteți acest grad de comparație, decât al lui Camil Petrescu. Camil Petrescu totuși nu a scris un roman despre canal, Petru Dumitriu l-a scris. Eu încă o dată am fost fericit și onorat să fiu invitat aici și îmi cer scuze dacă poate v-am contrariat. E uneori un gest de impietate și de impolitețe să vorbești de ticăloșie și de abjecție în legătură cu scriitorii români, dar scriitorii români sunt români și, din păcate, românii în secolul 20 s-au ilustrat prin forme foarte diferite de adaptare de la istorie. Nu am avut doar eroi, am avut și colaboraționiști, am avut și criminali, iar unor intelectualii sunt nu de partea adevărului, ci de partea puterii. Mulțumesc foarte mult! Pentru amândoi am o întrebare și pentru unul singur, nu mai știu care dintre voi, ți-a dat doar întrebare, că nu mai știu. Care dintre voi a pus problema asta? Angelo, cred că tu ai vorbit despre Dzerzhinski și despre visul lui cu care s-a dus la psihiatru și a cerut să-i rezolve problema. Asta mi-a adus aminte despre personajul pe care l-am intervievat eu în urmă cu 15 sau 20 de ani, torționarul care omorise 100 de oameni, mi-a spus, numai la mine au fost 100, și care a ajuns să țină să-și mărturisească vina după un vis. Adică ieșise din închisoare, făcându-se că e nebun, și lucra anonim în construcții. Și juca cărți și pentru că învățase în închisoare, le lua banii
tuturor celor cu care juca cărți. Și fără să se întrebe cui lua banii, de la gura căror copii. Și într-o noapte l-a visat pe unul căruia îi luase tot salariul, că îi spunea, dăm banii înapoi, că mor copiii de foame, dar chipul celui pe care l-a visat el era chipul unui țărănist pe care l-o omorâse. Acestui episod din vis, la Franz Zangără a urmat despărțirea de ideologie, căci el crezuse, despărțirea și o metanoie care l-a dus apoi la mărturisire și aș îndrăzni să spun, fără să vreau să scandalizez, la sfințenie. De ce nu s-a întâmplat, e o întrebare în tine, de ce crezi că nu s-a întâmplat cu Dzerzhinski această chestie? Care este aproape inevitabilă, așa se ajunge din ticălos, din răul cel mai de jos, în, răul, în binele cel mai de sus. Asta e una. Al doilea, asta cred că este pentru a doua întrebare, asta este pentru a voi amândoi. Vorbim despre antisemitismul și demonismul omului Dostoevski, în fond, toată umanitatea era în el și binele și răul, mi-ați adus aminte, și e fără doar unul din mari scriitori ai secolului XIX, mi-ați adus aminte de același demonism și antisemitism fără mustrare de cuget al unui alt uriaș scriitor al secolului XX, Selim. Ăștia doi sunt probabil, ăsta mare scriitor al Franței și ăla mare scriitor al Rusiei, aproape fără îndoială. Ei, întrebarea pentru amândoi este, cum vă explicați că din niște conștiințe atât de demonice și amorale ies niște opere atât de luminoase și de catartice pentru noi toți? Cum din atâta mizerie iese atâta frumusețe sublimă? Mulțumesc! Am un răspuns foarte scurt și unul puțin dar mai lung. Răspunsul scurt este că, într-adevăr, Dzerzhinski era un revoluționar adevărat. Exact în definiția consacrată, de fapt, de Bakunin, de Nachaev, de Chernyshevsky, adică un om lipsit de conștiință, dar atenție, de conștiință așa cum ea, noi am înregistrat-o tradițional, ca un pachet de valori care ne definesc propria noastră umanitate. Nu înseamnă că el nu avea nicio conștiință, avea o conștiință revoluționară. Dar visul, iarăși trebuie precizat un lucru. Psihiatria, psihanaliza mai precis, era socotită reacționară. Freud era, nu exista practic pentru intelectualul rus al perioadei. Nu fusese scos din, era pe lista neagră. De ce? Pentru că revoluționarii ideologii nu recunoșteau existența unei alte entități, fie că ea se afla undeva în adânc, deci existența subconștientului, cum nu recunoșteau nicio altă formă, nicio altă instanță superioară într-o zonă a religiosului. Dar, într-adevăr, ceea ce spuneți este foarte interesant, pentru că permanent cu acești oameni extrem de contorsionați, sufletește, interior, se ajunge la o chestiune de teodice. Se ajunge într-o zonă a religiosului, pentru că tensiunile la care ei se supun sunt uriașe. Sigur că acest dicteu oniric îi scapă lui Dzerzhinski, ceea ce este fabulos, nu mi se pare. Deci fără ca el să simtă nicio remușcare, problema pentru el nu este una a reconsiderării propriilor sale fapte. O spune foarte clar, de fapt, într-un dialog, dacă m-aș întoarce, aș face la fel. Deci el ar ucide-o din nou pe acea femeie. Faptul că seamănă cu mama lui nu e o problemă foarte mare pentru el. Face diferența, nu este mama lui, știe că nu e mama lui. Normal este obiectiv, ca să spunem așa, din punct de vedere revoluționar. Problema este că nu înțelege în ce fel, într-o lume perfectă a unei conștiințe pure, ideologic, se strecoară ceva, un suplement, un rest, ceva din afară. Pentru că ceea ce nu admite această conștiință este orice formă, orice expresie a transcendenței. Ori aceasta este o urmă a unei transcendențe. Ființa umană este legată de ceva superior. Ei.
Iar șocul lui Dăjinski este să vadă că teoria lui, el știe că teoria e corectă, dar undeva s-a strecurat o eroare. El are un vis care n-ar trebui să existe, care îl pune în fața unui rest, unei urme vagi, unei proiecții foarte vaporoase de umanitate. Pentru că el a reușit să evacueze umanitatea din ea. În beneficiu, evident, al idealului revoluționar. Va ajunge să fie lichidat, nu știu dacă problema lui de conștiință a fost rezolvată, cred că n-a mai avut timp să o rezolve foarte mult, pentru că Stalin l-a lichidat pe Felix Dzerzhinski. L-a înlocuit cu Ejov, a venit Ejov după el. După aia și Ejov a dispărut, a venit Beria. Deci mari criminali au fost înlocuiți după ce și-au făcut și au îndeplinit rolul. Nu? A murit de moarte bună? Nu știam că a murit de moarte bună. A murit în patul. Da. Cert este că chestiunea aceasta te pune în fața unei întrebări în ordinea metafizicului. Tot materialismul, pe care Camus spunea că este o formă de neant, neantul materiei, tot materialismul dus până la ultimele consecințe din punct de vedere doctrinar, iată, se împiedică de elemente care nu țin de rațiune, țin de irațional, țin de o formă de sensibilitate. Ce se întâmplă, de fapt, întrebarea este și ideologia sovietică a încercat lucrul ăsta. Ce faci când evacuezi cu o forță de purgație uriașă tot umanul din tine? Teoretic, atunci se realizează, din punctul lor de vedere, o ființă perfectă, omul nou. Experimentul Pitești. Experimentul Pitești este puțin tel diferit pentru că, spre deosebire de oamenii chinuiți, torturați, acolo Felix Dzerzhinski a ales să devină ceea ce a devenit. Nu l-a obligat nimeni. Neachaev a ales să devină ceea ce a devenit. Pe când cei de la care au fost torturați acolo au fost supuși unor presiuni atât de mari, de aceea, din punctul meu de vedere, o judecată a lor este practic futilă, complet inutilă, au fost torturați efectiv și au devenit niște monștri în urma unor torturi considerabile. Aici nu este proiectul Pitești. Proiectul Pitești este un derivat. Este ține de ceea ce se numește, Makarenko numește reeducarea. Oamenii ăștia, asta este fabulos cu Rahmetov. Pe Rahmetov nu-l învață nimeni. Rahmetov este propriul său pedagog, este propria sa creație. El decide, își găsește un model și devine ceea ce practic societatea în momentul ăla nu mai cunoscut. E o formă de demonism nou, e un rău nou. Ceea ce nu s-a înțeles, e un rău care însă, cu care nu se poate negocia pentru că este radical. Acel rău nu vizează decât distrugerea a tot ceea ce ține de umanitate. Ori ce faci într-o astfel de situație? E situația lui Tokavo a lui Lenin, care pe care. Nu există rest. În opinia mea, mentalitarul românesc o spune foarte interesant în Atene Palas, Contesa de Balbec. Spune, citând pe un scriitor francez, spune așa, în România, în 1860, un scriitor francez spune, în România ori se face dragoste, ori se vorbește despre asta. Corupția face lucrurile minunate, viața foarte frumoasă aici. Asta e imaginea pe care o are a unei lumi erotizate, deci a unei lumi a plăcerii, în care principiul plăcerii funcționează și care este și un mijloc de corupție, dar totul într-un mod agreabil. Ei bine, obiectul ăsta atât de straniu și înspăimântător care a fost comunismul, a făcut ca aceste negocieri și chiar această lume coruptă să nu mai poată trăi chiar în coordonatele acestea decăzute. Dovadă că unul dintre dușmanii cei mai subtili și mai abili ai doctrinei nu este dușmanul de clasă, devine, după ce el este eliminat, bineînțeles, devine acel spirit mitburghez. Spiritul mitburghez este restul nostru de plăcere sau de conviețuire, de formă de viață, care se împotrivește acestei aberații, antinaturi, care este comunismul.
într-un mod minor, într-adevăr. Dar este ceea ce am încercat cu toții, sau încercat cei care au fost înaintea noastră, să păstreze un rest de umanitate, o mică plăcere, o mică afecțiune. Ori ceea ce presupune ideologia sovietică este să dăruiești totul partidului, să faci din partid unicul, unica dimensiune a ființei tale, deci să devii o ființă monocordă, și să răspunzi întru totul apelativelor pe care reprezentanții partidului le emit în fiecare moment. Deci ceea ce ți se propune, o dezumanizare sistematică în beneficiul unei, de fapt, ceea ce se cheamă în, da, bineînțeles, schimbând ceea ce trebuie schimbat, se cheamă în budism Sunya Veda, contemplarea vidului. Ideologia este o formă foarte stranie și interesantă de vid, pentru că te ajută, te forțează să te golești de propria ta umanitate, dar nu pune nimic în loc. Sau ceea ce pune în loc sunt câteva principii seci, o doctrină, nimic altceva. Pentru a doua întrebare, eu cred că sunt situații în care talentul conviețuiește cu ticăloșia. Nu ar fi Camil Petrescu sau Sulin, ultimul, singurele exemple, dar există un risc foarte mare, și iarăși intrăm în teodice și în dimensiunea religiosului, riscul sterilității unui scriitor, în sensul de a deveni steril, de a-ți pierde acea flacără pe care o ai, în momentul în care trădezi lucrul care te-a format și te-a construit ca autor. Nu cred că poți, la infinit, să joci această carte a trădării fără, nu știu, fără un mod, fără un exercițiu moral interior, fără un mod de purgație, fără un remușcare. La un moment dat, chiar dacă ea nu este exprimată public. Asta este opinia mea. Aș vrea să fac și un mic comentariu în legătură cu Dzerzhinski. Cred că ar fi o eroare să-i privim pe bolșevicii din epoca lui Lenin în modul în care îi privim ulterior pe asasinii din epoca instituționalizării lui Stalin. Dzerzhinski, în particular, nu era un om lipsit de calități intelectuale. Era un om educat, provenea dintr-o familie foarte bună, era aristocrat și avusese un episod de detenție, se pare destul de neplăcut, sub țarism. Adică, ceea ce vreau să spun este că nu e un întâmplător faptul că în Rusia comunismul a dobândit aceste dimensiuni monstruoase, pentru că regimul țarist însuși poseda anumite elemente care i-au determinat pe inamicii lui să devină încă și mai monstruoși decât modelul lor. Faptul că, ca să fie explicit, Imperiul țarist avea poliție politică, care își urmărea inamicii peste tot. E de ajuns să citești Joseph Conrad Sub ochii Occidentului. Imperiul țarist avea o politică oficială pogromistă, antisemită. Imperiul țarist impunea evreilor numerus clausus, înainte de antisemiții europeni de anii 30. Adică acest imperiu țarist era nu doar cu o formulă din aceasta cam romanțioasă și cam grandilocventă, o închisoare a poporului, dar era un regim care avea dimensiuni autocratice mult mai puternice decât alte regimuri europene. Și vă dați seama că în momentul în care acești membri inteligenței ruse se radicalizează sub țarism, odată ajungi la putere, ei sunt exact ca și Shikharyov al lui Dostoevski. Ei doresc să facă ca repetarea trecutului să fie imposibilă. El avea dreptate, Angelo, să vorbească că de vorbească de faptul că ei nu aveau conștiință. Da, nu aveau conștiință în sensul nostru. Problema este cum definești conștiința. Și am să fiu foarte direct cu dumneavoastră. Che Guevara este un personaj adulat de mulți. El este literalmente un asasin. Dar dacă întrebi și îți place Che Guevara, de ce îi porți tricoul? Cine este pe tricoul pe care îl porți? Ah, un romantic. Eu cred că Frédéric Chopin a fost romantic. Și nu cunoaștem în sarcina lui Frédéric Chopin vreun gest
care să însemne execuția cu sânge rece oamenilor. Despre Che Guevara știm că a făcut aceste lucruri. Există și un romantism sângeros. Iar nu v-am dat întâmplător exemplu cu Che Guevara, pentru că la Che Guevara, ca și la Rachmetov, nu se mai operează cu morala burgheză. Despre asta este vorba. Conștiință burgheză înseamnă respectul valorilor. Ce înseamnă valorile? Valori bazate, de exemplu, pe religie. A dispărut religia, valorile au dispărut. Valori bazate pe proprietatea privată. A dispărut proprietatea, au dispărut valorile. Ce e binele și răul? Există ele ca valori în sine? Nu. Există ca valori apărate de o clasă posedantă. Am alăturat clasa, avem o nouă de valori. Cred că trebuie să-i luăm foarte în serios pe acești oameni care erau realmente posedați de ideile lor. Asta este diferența dintre Dzerzhinski și Beria. Beria este un om suficient de pragmatic încât să facă carieră sub un tiran și suficient de pragmatic să aștepte moartea tiranului ca să încerce o schimbare de paradigmă în politica sovietică. De aceea și execută colegii lui de politbiro. De la Dzerzhinski nu te puteai aștepta la asta. Pentru că Dzerzhinski era, ca și Lenin, un monoman. Asta este problema fundamentală. Trebuie să-i vedem așa cum sunt. Revoluționarii sunt monomani. Dacă ar fi investigați de un medic psihiatru, ar fi internați la Balamuc. Dar când ajung în fruntea popoarelor, sunt venerați. Poate că am fost neelegant, dar diferența este că un nebun într-un Balamuc poate să dea cu o piatră în cap și să omoare un coleg de suferință, în vremea ce acești oameni posedați de idei pot duce la dezastru societăți întregi. Și Dzerzhinski era unul dintre aceia. Lenin însuși era unul dintre aceia. Stalin era unul dintre aceia. Adică ei nu erau asasini în serie. Erau asasini cu premeditare. Erau asasini în serie. Cei ca lui Dzerzhinski au murit. Eu nu spun că tehnic vorbind el nu era asasin în serie. Eu vorbesc că mecanismul de asasin în serie apare ca urmarea unei idei. Asta e tot. Dacă ai ideea, poți să dezvolți și mecanismele. Asta e, nu încerc să-i fac psihanaliza lui Dzerzhinski, dar încerc să vă explic că un intelectual, ca să fiu precis, un inteligent ajuns într-o poziție de răspundere, cum ziceau comuniștii, și animat de dorința de a schimba societatea, poate să fie fondatorul cele mai eficiente poliții politice de secolul 20. Chiar nu, la un moment dat ai spus lucrul care este realmente adevărat. Ai spus despre personajul Bălcescu că este scos dintr-o ședință de partid. Chiar este scos dintr-o ședință de partid. Există o lungă stenogramă în care cuvânt îi se spune ce trebuie să înlocuiască și ce trebuie să scrie. Faptul că știa ce s-a întâmplat în 36-37 la Moscova și ascundea cartea, se explică frica îngrozitoare a lui Camil Petrescu. El n-are o imagine bună nici în jurnalul lui Sebastian și nicăieri. Dar trebuie să admitem că era fricos, te rog frumos, și nu ticălos. Ticăloși erau, dacă vrei, Sadoveanu, pentru că a semnat condamnări la moarte, iar ăsta i-a fost frică de pușcărie. Ticălos era Petru Dumitriu, pentru că a scris canalul ăla și a luat o plasă de bani pentru ei. Dar Camil Petrescu, că i-a fost frică de închisoare, nu e bine. Cu siguranță, eu sunt de acord că putem oricând redefini gradul de vinovăție. Eu nu vreau să predic aici eroismul drept calitate obligatorie pentru un scriitor. Dar cred că trebuie să gândim totuși și în contextul epocii și să înțelegem că unii, fără să fie eroi, măcar au tăcut. O perioadă. Au tăcut. Adică conceptul de exil interior nu-ți cerea să fie erou. Îți cerea pur și simplu să nu scrii sub semnătură proprie niște monstruozități. Nu putea aștepta închisoarea pentru ce făcuse înainte. Nu. Îl aștepta închisoarea pentru ce făcuse înainte, ca și Nebar. Da? Scriseseră despre Hitler viață. Intrăm într-un capitol foarte complicat. Să știți că nu este Stalin prima personalitate problematică moral pe care o elogiază intelectualii români.
aula activ elogiul adresa lui Carol al doilea, elogiul adresa lui Hitler. Camil Petrescu credea că îi poate ajuta pe nemți în războiul antisubmarin, adică intelectualul român are o largă capacitate pentru a alege cauzele bune. Cu condiția ca respectivele cauze să aducă un folos, un ce folos, cum ar zice clasici. Adică, intelectualii, să știți, nu sunt ființele cele mai simpatice. Asta e din propria experiență, că unor mai se întâmplă să fie intelectual. Iarăși două răspunsuri așa pentru dumneavoastră. Unul este ezoteric, și anume misterioase sunt căile Domnului pentru scriitori. Ce anume se petrece în alchimia aceasta a creației e într-adevăr, ține de mister. Dar există un context obiectiv al unui formulării unui posibil răspuns. Unde ajunge Petru Dumitriu? Trece și prin Franța, ajunge în Germania? Contextul nu este favorabil nici dezvăluirilor. Există o puternică relevanță ideologică, a stângii ideologice. Tipul ăsta de texte, gândiți-vă, trebuie să vină Solzhenitsyn ca într-un fel să se creeze un scandal, un frison. Dar este până foarte, foarte mult timp epoca lui Sartre, este epoca lui Mutualité, este epoca marilor intelectuali iubitori de Rusie sovietică, a tovarășilor de drum, a celor pe care, de fapt, Lenin îi numea cu un cinism perfect, adecvat, idioți utili. Și aici spun că intelectualii nu sunt într-adevăr, țin să fiu de acord cu prietenul meu ăsta numit, nu sunt întotdeauna simpatici, mai mult decât atât, uneori sunt idioți. În a-ți alege tabere și asocieri de acest fel, care sunt antiumaniste. Bun, cred că și acesta este un răspuns. Într-adevăr, Petru Dumitriu avea aici o scenă și pentru că statutul scriitorului într-un stat totalitar, paradoxal, îmbrățișează două dimensiuni. Una este cea a respingerii și una este, cealaltă este cea a celebrării. Niciodată un intelectual nu va mai fi atât de curtat cum a fost curtat într-un regim totalitar, niciodată nu va mai fi atât de amenințat cum a fost amenințat într-un regim totalitar. Tocmai pentru că este cel mai puternic, cel mai adecvat instrument de propagandă. Dacă nu acceptă să fie un instrument de propagandă, laurii coboară pe frunta lui. Dacă nu acceptă, există și celălalt revers, pușcărie, lichidare, minimalizare, aruncarea spre periferie. Dar și aici este ține de natura intelectuală, ce spunea Monica Lovinescu mi se pare perfect valabil și vine pe un fond mentalitar românesc, și anume că intelectualii s-au devenit uneori mai rezistenți la rău decât au fost rezistenți la bine. Adică au putut fi cuceriți tocmai prin celebrarea personalităților. S-a întâmplat și cu Petru Dumitriu. E un mod de... A fost un fapt emulativ pe care probabil că un factor emulativ pe care nu l-a mai avut în afara țării lui. Și să nu uităm un lucru pe care îl sublinia Milan Kundera. Un scriitor trăiește printr-o conectare la lumea în care a viețuit, în care s-a aflat.
experiențele lui fundamentale se află, nu e vorba de patriotism, cât uși de puțin, se află în legătură cu un areal, cu o comunitate, cu un spirit al acelei comunități. Despărțit de zona respectivă, uneori acest lucru are efectul unei dezrădăcinări și unei întreruperi, de fapt, al actului creator. Încerc un alt răspuns. Niciunul dintre ele nu este decât o formă evidentă de subiectivitate interpretativă, pentru că nu știu, de fapt, care a fost, ce s-a întâmplat cu adevărat cu Petru Dumitriu, de ce nu și-a regăsit acel suflu romanesc, care într-adevăr a făcut din el un vârf de lanț al generației lui. Dacă rămânea în România, poate nu mai scria porcării, poate scria și un roman bun. Dar nu e nicio garanție că acest lucru s-ar fi întâmplat. Vreau să vă răspund cu un exemplu. Contemporan cu Petru Dumitriu în România a fost poetul Constant Onegar, despre care foarte puțină lume mai știe. Despre care puțină lume știe astăzi, știe mai multe despre Nicolae Labiș. Din motive evidente. Constant Onegaru nu a avut grija autoprotecției în același grad ca și Camil Petrescu și s-a implicat în niște activități antistatale. Rezultatul este că a fost arestat. Regimul Democrat Popular l-a eliberat din închisoare cu puțin timp înainte de a muri. Și circumstanțele morții lui sunt povestite de Pavel Chihaia. El era foarte înalt de statură și nu reușeau să-i găsească un coșciuc pe măsură. E îngrozitor. Adică, până la urmă, în viață există o balanță divină pentru actele pe care le săvârșești. Petru Dumitriu a dorit să fie geniu în viață. A fost geniu în Republica Populară Română. Când a părăsit țara, ca în basme, geniul bun l-a părăsit și în străinătate a rămas un scriitor oarecare, Angela avea perfectă dreptate, estetic, irelevant, iar pentru emigrația românească, autorul Drumului fără pulbere. Acela a fost momentul lui de glorie. Când Pavel Chihaia mânca un nou la câteva săptămâni, Petru Dumitriu avea mașină la scară, blănuri, glorie, recunoaștere. A fost un pact. Nu trebuie să credem că lucrurile acestea se petrec doar în povestirea lui Hans Christian Andersen. Se petrec și în Republica Populară Română. Unii au ales bunăstarea, dar în momentul în care s-au rupt de contextul lor, s-au înfățișat în toată goliciunea lor și geniul a plecat. Vă rog, dacă mai aveți întrebări. Îmi pare rău că l-ați catalogat pe Camil Petrescu cu Ticălo și eu găsesc că este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori ai noștri pentru viața dintre cele două războaie. Viața care n-a fost chiar așa blândă cu el. A fost îngenunchiat și el. Scrisul lui este incontestabil. Jocuielele lor rămâne pentru noi, ce să zic, o operă definitorie. Că s-a întâmplat după 23 august, ce s-a întâmplat, eu cred că a vrut să plătească și el o poliție, ca orice om, dar să-l iertă. În ceea ce privește rândul, sigur că la timpul respectiv, invazia sovietică nu putea fi oprită. Ea a venit peste noi. Ceea ce a fost caracteristic poporului nostru este că s-a luptat ca totuși rău să fie mai puțin. Eu mă aduc aminte că eram mai tânăr și auzeam vorbindu-se în Ardeal de un rău care era iminent în vremea respectivă. Vișinski, sau cine a fost trimis rușilor la București, a zis lui Petru Groza și regelui, dacă faceți guvern democrat, Transilvania e a voastră. Armata Roșie în Ardeal. Diviziile așteaptă. Ungurii fac Republică Democrată. Nu faceți? Ardealul este a ungurilor. Cine ar mai fi putut să întoarcă istoria? Ne-am fi luptat acum să recuperăm Ardealul. Am fi vorbit poate ungurește. Petru Groza s-a dus la Iuliu Maniu, care fusese prim-ministru.
Și l-a, da, și l-a implorat să facă lucrul acesta. N-a vrut. Dar așa a trecut istoria peste noi. Este bine că ați relevat faptul că răul cel mai mic este mai puțin rău decât răul cel mare. Atât, mulțumesc. Din comentariul dumneavoastră nu am înțeles totuși unde îl plasați pe Petru Groza. Pentru că dacă ar fi să ne referim la tema întâlnirilor noastre cu răul, mi se pare că Petru Groza nu e un diavol mititel. Este chiar un diavol destul de însemnat. Și mă bucur că îl descrieți așa în culori de care înduioșătoare, că îl implora pe Iulumaniu, că părea un umanist autentic. Eu n-am văzut însă dovezi de umanism în perioada în care Petru Groza a avut putere de decizie în această țară, pentru că din câte mi-aduc eu aminte, sub regimul umanistului Petru Groza, Iulumaniu a murit la Sighet. Adică e totuși surprinzător pentru un umanist să se gândească că persoana pe care a implorat-o moare de fric și de foame. E ciudat, adică este bine să ne gândim la, cu drag și cu iertare, dar și iertarea creștină are limitele ei. Nu vreau să înlătur lumina pe care a evocat-o Augustin Ioan, dar dacă întindem conceptul de iertare și asupra celor care sunt din alte regni morale decât noi, s-ar putea ca iertarea să fie o recompensă pentru ticăloșile lor. Dacă tot am fost invocat, să vă spun ce spunea Părintele Arsenie Papacioc. În Biblie spune așa, dacă îți dau o palmă, să întorci și obrazul celălalt. Dar în Biblie nu se spune nimic, spunea Părintele, ce se întâmplă dacă îți dai și a doua palmă. Ești liber. Așa că... Franța are de ales între o doamnă care vrea să-și treacă tatăl și un domn care se culcă cu măsa. O să spui și un domn? Un domn. Care are relevanță, bineînțeles, în context? Să încercăm să privim ideologul plimbându-se pe stradă și nutrind într-adevăr planuri mărețe, raporturi corecte cu idealurile pe care le are. În spatele lui un diavol mai mare, un rang superior și un rang mai inferior. Și urmărindu-l, diavolul cel mic îi spune, ne pierdem timpul urmărind omul ăsta, uite, e integru, e un om cinstit, are niște planuri mărețe, nu putem să-i facem nimic. Și spune, zice, asta îmi și place la el, planurile lui mărețe, noi o să-i le organizăm. Ana Popsârbă, am făcut acea revistă literară cu domnul Ioan Stanuliu, comunicăm pe internet. Felicit această bucuria noastră și am auzit cuvântul, să trecem un pic la un alt registru, am auzit de la domnul Ioan Stanuliu cuvântul frică. Și pentru că suntem mai afectivi, se încheie întâlnirea, îmi aduc aminte că după Revoluție, tatăl meu, întâmplător, și nu vreau să-mi spun nici numele, întâmplător, a fost la canal cu încă un vecin, pentru că într-un birt a spus trăiască regele și bunica a fost în America, etc.
și a fost dus pentru acest scop, cine știe, unul la, la Cilipi. Întrebarea este, studentă fiind, nu studentă, profesoară, așa, mă duc și eu în vacanța de vară și acești doi oameni care au suferit, da, mă invită pe mine, fata tatălui și a vecinului, că ei erau războinici cumva, și mă invită la o bere. Întrebarea se referă la cuvântul frică, frica asta noastră din noi mai există sau nu? Beau bere, beau așa și la un moment dat spune nea Nicolae, mă Vasile, Vasile fiind tatăl meu, să știi că eu când merg pe stradă, mie încă mi-e frică. Zice, o căzut Ceaușescu. Zice, tata, da, eu am trântit cu radio când era să scape. Zice, mă, o căzut Ceaușescu, dar mie mi-e tot frică. Merg pe stradă și mă tot uit înapoi. Dar tata zice, mă, Nicolae, mie nu mai mi-e frică deloc. Acum, aceste două întrebări, oare ce șanse și însemnând? Aici nu să vă întreb. Ce-i cu frica? Dacă noi suntem lecuiți de frică încă, noi urmașii, eu, fata, tatălui, dumneavoastră, nepoți, nepoți, mai avem frică de ceva? Românii mai au frică. De ce au în sânge această duplicitate și această frică permanentă? Vine din amestecul ăsta. Haideți să-i lăsăm să răspundă, că e conferința dumneavoastră. Mulțumim. Dacă aveți ceva de... Nu mai aveți metru. Mie nu mi-e frică sau mi-e frică de lucrurile de care și altul a ales frică în mod firesc. Nu. Sigur, o experiență traumatică poate să inducă o frică perenă de care să nu scap niciodată. Sau, dimpotrivă, pot să creeze un soi de antidot împotriva fricii. Adică să te vindeci definitiv de frică. Nicu Steinhardt probabil este un foarte bun exemplu de transformare în sensul luminii. Așa cum, poate pentru alții, trauma este mai puternică și nu pot să răspund la, sigur, motivațiile acestea subtile, adânci, rapelul la interioritate în astfel de cazuri, e... foarte greu de sondat. N-aș putea să răspund în locul celor doi bărbați la întrebare. Unor frica rămâne cu noi, altor dispare. Sunt și exemple de oameni care, nu numai că nu le-a fost frică, care au traversat frica spre ceva luminos și, nu știu, cred că acesta poate ar trebui să fie sensul unei întâlniri cu răul, oricât de paralizant ar fi, și anume că el poate fi depășit, că este mai slab decât binele. Cel puțin încercăm să credem lucrul ăsta. E mai liniștitor. Vă dau răspuns la întrebare pe care nu mi-ați spus-o. De fapt, două răspunsuri. Unul pentru domnul Stanomir, care nu... Zici... Știți... Zilele trecute s-a publicat, pe net am găsit, ce papagal era Moise, că i-a privat pe ăștia ca tâmpiții prin deșert, 40 de ani, că e un drum care se face în câteva zile. Vorbesc foarte serios, e cu harta acum, știu ce. Băi, stai, ce făcut? Foarte prost, s-a orientat foarte prost în spațiu, știți asta. N-avea GPS. Răspunsul este ăsta. S-au învârtit în loc de întoar, până a murit ultimul care s-a născut în sclavie. Deci nu 20 de ani, cum spunea dementorul autor nostru. Așteptați 40. Trebuie să vorim inclusiv noi, care eram adolescenți la Revoluție și eram infectați. Eu mă simt infectat, nu mi-e frică. Dar dacă mâine se dă stânga prejur, am toate instinctele acolo sub cenușă sunt. Nu mi-e frică. Și cred că mai vreau să mai spun ceva, dar am uitat. Dar mi-a ducat multe. Eu nu știu să spun glume atât de fermecător ca Augustin Ioan, dar să vă spun ceva mai puțin glumeț. Eu nu cred că se pot face comparații între perioada de dinainte 1989 și perioada de acum. Înainte 1989, frica avea niște mize existențiale. Puteai să dispar. Cum spune pe bună dreptate Augustin Ioan, era un pariu nu abstract, un pariu concret. Dispăreai. Acum, cei care au frică, după părerea mea, au frică din motive
mult mai terestre. Este frica de locul călduț pe care îl pot pierde, frica de complicitățile care îi ții la suprafață, frica e mult mai meschină acum, iar slavă Domnului, rațiuni autojustificative pentru frică, cred că ar fi un cuvânt mai potrivit să o denumim lașitate. Pentru că acum nu prea mai ai justificări pentru a fi ticălos. Absolut. Înainte, ca să fiu de acord cu doamna Doina Jela, îmi fac spiritul luminii lui Augustin Ioan, dacă termenul de ticălos aplicat lui Camil Petrescu a fost unul excesiv, îl reformule. Să spunem, o persoană mai puțin curajoasă, poate că acum spiritul acestor formulări diplomatice, uite, am devenit și eu un fel de Bogdan Aurescu și mă exprim mai diplomatic. Da, o persoană mai puțin curajoasă, dar dacă în anii 50 aveai justificări pentru a fi mai puțin curajos, eu vă întreb retoric pe cei din această sală, care mai sunt justificările acum? Care mai sunt justificările pentru cultul personalității? Bun, înainte de 1989 ți se spunea, dacă scoatem de la naftalină ce ai spus despre Hitler, și ai spus, s-ar putea să te întâlnești cu colegii tăi în alt loc. Dar acum când oamenii fac din proprie voință, cu enorm entuziasm, și produc ticăloșii și abjecții pe bandă rulantă, și se vând pe sinecuri inferioare celor pe care s-au vândut antecesorilor. Îmi pare rău, adică dacă te uiți la pentru ce se vând oameni la Institutul Cultura Român, e Sadoveanu măcar când se vindea pentru postul de președinte de repere. Era ceva. Acum chiar și firimiturile sunt întâmpinate cu mare entuziasm. Adică se poate spune că românii au învățat ceva din comunism. Să ia și firimiturile. Bună și ele. Atât de frumos, de luminos și de bun. E trist, nu e tocmai. E trist, e frumos. A, da? Da. Da. Închirele să luăm vesele. Da. Da. Poate că este vorba într-un fel și de îngeri și demon. Despre îngeri nu direct a vorbit despre lumina Augustin. În partea cealaltă există și antipodul, în mod evident. Presupun că e angelic ce se vede, nu? În înger. Știți ce a spus Papa Ioan Paul al II-lea când a ajuns în Polonia prima dată după ce a fost... Nu vă fie frică. Nu vă fie frică. Iisus a spus, nu vă fie frică. Și după aceea a urmat în Polonia. De cine vă e frică? 2. Foarte straniu cuvântul ăsta cu ticălos, pentru că e compus printre alte din cuvântul calos, care înseamnă frumos. Nu știu exact care e tema. Ticălos. Strigau româncele, treceau eteria. Și strigau grecilor frumos. Nu știu cum... Dar aici și până la... Păi, nu am fost chiar așa cum prieteni, nu? Bine, de te-ai știut. Ce știu este că sensul arhaic, sensul vechi al cuvântului înseamnă om fără, om sărac, ticălos. Deci sensul peiorativ a fost ulterior adăugat. Inițial nu era ca și nenorocit. Nenorocit nu are un sens peiorativ. Bun de nimic în Moldova. Pe aceasta nu-s optimistă. Vă aduc aminte, sau cred că spun pentru prima dată, că Ioan Stanomir și Angelo Michelici au venit cu o carte foarte proaspătă aici, pe Mulie Spring. Da, nu optimistă. Cred că standul mai e afară și nu cred că e de la să
să dea niște autografe. Vă mulțumesc pentru seara de azi. Ne vedem mâine. Tot de la noastră.